Deci, prezentarea mea este folosirea de către companii Twitter, Facebook, LinkedIn. Le-am pe rând, la sfârșit o să dau niște motive pentru care să folosești rețele. Întâi vă zic cum le folosim, după aia să zic de ce să le folosești. Bun, Twitter. Twitter e pentru mine un fel de messenger. Mai mult discuții, postez o știre scurtă, e o oarecare o comunicare foarte pe scurt și nu tocmai serioasă. Nu poți să scrii foarte mult acolo, zic niște lucruri pe scurt, vedea un messenger. Bun. De ce e important să ai contul pe Twitter? Păi să zicem că tu ești compania, hai să vă dau SEO-Corp, să zicem că SEO-Corp, da? De ce e important pentru SEO-Corp să fie pe Twitter? Te duci la sfârșit, cauți SEO-Corp, găsești site-ul nostru, dar măcar nu poate să facem și noi, să apar primul sau al doilea cu site. Eu nu, de exemplu, ne-a luat locul întâi acum la Google, când dai la Google SEO-Corp, apare site-ul meu. Da? Serios, da. Am verificat azi. Ești pe locul 2, e site-ul nostru. Îmi pare rău. Nu știu nimic, am zis eu. Da. N-a fost cu intenție, adică s-a întâmplat. Da, ești. Da, ai avea o explicație? SEO tot nu are suficiente link-uri, eu nu sunt are mai multe link-uri, e ok. Nu, a fost și alt, au mai fost și alții. Nu, nu, ar fi important să spui de ce s-a întâmplat așa. Pentru că SEO tot nu are multe link-uri. Persoane care nu înțeleg treaba asta. SEO tot nu are suficiente link-uri. Normal, dacă ar fi domeniul seo.ro, ar ajuta și primul. Nu, n-ar fi, nu e, ar avea aceeași problemă. Rețeaua de linkuri externe care duce către, care recomandă practic în limbaj, na, recomandă că asta se întâmplă, linkurile care au un page rank mai mare, recomandă site-urile, recomandă site-ul către care se trimite link și implicit dacă un domeniu, oricum s-ar numi, el are un volum de linkuri externe mai mare și mai calitativ decât unul care n-are, da? Atunci el ranchează pentru un cuvânt cheie, chiar dacă cuvântul cheie nu se află în domeniu. Deci, nu. Răspunsul corect ar fi chiar dacă ar fi fost seo.coffee.ro, oricum nu ar fi rancat peste site-ul meu dacă ar fi avut același număr de link-uri externe care trimit către el. În condiții în care ar avea site-ul ăsta făcut pe Blogspot sau pe WordPress, pe celălalt a făcut Olivia, dacă ar fi avut mai multe link-uri către el, atunci ar fi rancat în fața site-ului meu. Bun. Poziția, de asemenea, cuvintele importante. Eu le-am pus foarte în față. Observația mea este că domeniul, da, în cazul de față, este wordpress.com și subdomeniul este seo.coffee. Dacă, spui că dacă domeniul ar fi fost seo.coffee.ro, ar fi ajutat. Eu sunt de acord cu tine, domeniul ajută mai mult decât dacă ai un subdomeniu. Deci, în opinia mea, e corect cum spui tu. Bun, de ce e important să ai cont pe Twitter? Se zice lumea la Google, seo.coffee. Găsește pe Ionut, mai găsește pe cine a scris despre noi, găsește și site-ul nostru până la urmă. Dar e bine să găsească și un cont de Twitter. Și pur și simplu, dacă fac cont pe Twitter și scriu acolo câteva mesaje și am câțiva followeri, contul de Twitter va fi undeva sus. Și cine caută la Google numele meu, găsește compania mea pe Twitter și, și găsește niște rezultate pe care le scriu eu și le controlez. E important lucrul acesta. Bun. Dacă folosești... Am și eu adăugare vis-a-vis de rezultatele după Twitter. Mai nou, în google.com, pe versiunea în care nu sunteți logați, o să vedeți că după o, într-o căutare puteți să aveți prima dată afișate imaginile, după care o selecție câteva imagini, după care cele mai importante link-uri, SERP-uri, da? Și după care aveți cu scroll toate tweet-urile care sunt în twitter.com. Asta e o chestie pe care am descoperit-o recent. Și după care aveți și video-uri. Deci, acum Google încearcă să fie cât mai complet. Acolo și un site făcut de un român, nu mai știu de exact cum se numește, UV-Web sau ceva. Da, UberView este un sistem de monitorizare. E mai mult decât atât, e un sistem de monitorizare a traficului pe Twitter și pe rețele sociale, în funcție de link-urile care sunt postate. Gratuit ai 10.000 de query-uri, dar ca să folosești serverul lor, care e un server foarte mare, la nivel de brand și urmărirea, evoluția unei identități sau prezenții pe online, iei mai multe request-uri de la ei și implicit un abonament corporate. Și, na. Bun, păi, eu v-aș recomanda să folosiți hashtag-uri, v-aș recomanda să... Dacă folosiți hashtag-urile, vă ajută să fiți aparent cu evenimentele care se întâmplă. Se vorbește despre Michael Jackson, e hashtag-ul Michael Jackson. Vă ajută pe voi să fiți la curent și vă ajută eventual să strângeți followeri. Dacă vorbești astăzi despre campania electorală sau despre investitura în funcție a președintelui, ai șanse să atragi followeri pur și simplu că vorbești despre o temă la subiect. Hashtag-urile sunt un fel de cuvinte cheie. Dacă folosești un hashtag, alți oameni poate să caute după hashtag-ul pe care l-ai folosit.
cum faci rost de follower în alte metode? E bine să urmărești discuțiile în general. Dacă pe Twitter se discută despre o rețea socială nouă în România, e bine să vorbești și tu despre acea rețea socială în România. Dacă vrei să atragi follower. Deci dacă se discută pe o temă, e foarte ok să intervii tu cu observații. Apoi poți să răspund la discuții. Să zicem că urmărești 20, 30, 40, 100 de oameni și unii dintre ei pun întrebări, unii dintre ei fac afirmații, unii dintre ei pun un link. Răspunde la acele afirmații, vino cu completări, ajută pe cât poți, intră în conversație cu ceilalți. Folosește Arond, da? Arond utilizator și intră în conversație cu ceilalți oameni. Apoi poți să pui pe site link-uri către contul tău de Twitter. Deci ți-ai făcut cont de Twitter, promovează-l. Ai pe site un site, dar pui acolo contul de Twitter. Ai un cont de e-mail, folosește în semnătură cont de Twitter. Folosești o altă rețea socială, pui la status contul de Twitter. Deci după ce ți-ai făcut contul de Twitter, e bine să-l promovezi în alte părți. Bun. Ți-ai făcut contul de Twitter. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, ar fi să postezi vreo 10 mesaje. Deci înainte să adaugi orice, să urmărești pe cineva, înainte să faci orice altă acțiune pe Twitter, este ok, îți customizezi tema, îți pui un avatar, scrii un nume, utilizator, locație, lucrurile acestea. După aceea, primul lucru pe care să-l faci, e bine să scrii 10 mesaje. Abia după aia începi să urmărești alți oameni. Hai să zic ce se întâmplă dacă urmărești oameni fără să ai niște mesaje, da? Mergi cu contul și pur și simplu urmărești 100 de oameni. Acei 100 de oameni, unii dintre ei vor intra pe contul tău, să vadă, domne, uite, urmărește acum cineva nou, hai să văd ce a scris. Vede un cont gol, eventual vede un link acolo către site-ul tău și zice, uite, ăsta și-a făcut cont, exclusiv ca să-și promoveze compania, de ce să-l urmăresc? N-am niciun motiv, nici nu știu cine e, nu știu de ce scrie, nu știu de ce l-aș urmări. Deci e bine să, înainte să te-a dai follow, să scrii niște mesaje pe contul tău de Twitter. Bun. Acum hai să vă zic de ce nu folosesc cu Twitter. Twitter-ul îl folosesc ceva de genul la o zi, două, trei, așa, pun și eu două, trei mesaje și cam asta tot. Răspund la toate reply-urile, dacă cineva îmi spune mie ceva, eu îi răspund. Foarte rar, în sensul de... Hai să zic altă. Eu răspund și ajut toți followerii mei. Eu am 20 de followeri, între care cred că postează zi vreo 3, ceva genul ăsta. Deci urmăresc cam 3 persoane pe Twitter. Și ăia de obicei îmi pun întrebări. E contul ideal, nu discut niciodată cu nimic. De ce fac eu chestia? Ce? Nu întrebi eu de filme. Acolo ți-am spus la SEO, pot fi și aia e comprovare de companie. În mod normal, nu. Ok. Oamenii au tendința să folosească Twitter-ul ca un soi de conversație, ia cu Messenger. Dom'le, vorbim, hai să ce faci, cum e vremea, bună dimineața, salut, cum a fost filmul, sau, nu știu, recomandații, nu știu ce, și fiecare răspunde. E foarte greu de urmărit pentru mine personal o discuție. Ăsta dă răspuns cu ăsta, după aia îi răspunde mai departe ce a zis și până la urmă discuția în sine nu e chiar așa de interesantă, uluită. Deci pentru mine personal discuțiile pe Twitter sunt mai bune. Apoi majoritatea oamenilor practic postează lucruri irelevante, da? Am și eu poate lucruri irelevante, dar încerc să le reduc la un minim. Ce găsesc pe Twitter pentru mine personal nu e un avantaj. Ok. Apoi e raportul dintre lucrurile pe care le citești și lucrurile pe care postezi. Eu, să zicem, la 50 de lucruri pe care le citești, postez una pe Twitter. Observația mea e că alți oameni din 50 pe care le citesc postează ceva mai multe și se ajunge să postezi pe Twitter lucruri care nu sunt chiar atât de importante. Nu postez crem de la crem, am găsit ceva super tare, domnule, asta e neapărat să-l vezi. Nu, postez 10 lucruri, între care unul e super tare și vreo nouă așa, da, mai avut, hai să vorbim, hai să facem activitate. Și pentru mine personal nu sunt interesante, deci am vrut să explic lucrurile astea. Ok, hai să o luăm minte. Ce să postezi? Ești o companie, eu v-am zis că lucru la discuții. E foarte ok să faci ca și companie discuție dacă ai un obiectiv. Obiectivul tău e să faci branding personal, branding de companie, să fii cunoscut, să ai valori, ok, dacă ai un obiectiv ca ăsta, e foarte ok să intri în discuții cu ceilalți oameni, da? Pentru mine personal nu mă ajut. Bun. Apoi e foarte ok să postești știri despre companie. De asta ți-ai făcut contul de Twitter, să te promovezi. Pui Twitter și scrii. Astăzi am făcut nu știu ce. Astăzi am lansat. Avem un eveniment. Și postezi lucrurile acestea pe Twitter ca followerii tăi să le apă. Pe de altă parte, să nu faci doar promovarea companiei tale. Deci, există companii care zic, măi, astea avem eveniment,
astăzi am lansat ceva, veniți mâine, ajutați-ne, cumpărați produsele noastre, veniți mâine, ajutați-ne, cumpărați-ne produsele noastre. Cam asta poate fi un profil la unei companii pe Twitter. Dacă vrei să ai un cont pe care să postezi puține sau să nu postezi foarte frecvent sau nu ține neapărat la ce citesc utilizatorii tăi, poți să postezi doar atât. Dar sugestia mea ar fi ca pe lângă acestea, care sunt oarecum o pilulă amară, o să fie greu de înghițit, poți să îndulcești pilula asta amară cu niște zahăr și să pui, în afară de lucruri exclusiv de promovarea companiei tale, poți să pui, domne, hai să zic ce lucruri interesante am găsit. Am găsit noi o super știre. La noi în companie am citit de articolul ăsta, domne, și toți suntem pe spate. Noi urmărim pe bloggerul X pe internet, voi ar trebui să-l urmăriți și voi. Am aflat o chestie în exclusivitate, numai noi știm, aflați și voi. Deci, gândiți-vă, nu doar să promovați compania voastră, ci să aduceți valoare reală în Twitter. Despre Facebook. Mai rămâi un pic în zona Twitter, vrei să mai... Da, aș mai avea câteva adăugiri. Piața de Twitter, ca să vă faceți o idee așa, în România, este undeva la 20.000 de conturi de Twitter, ceea ce înseamnă extrem de puțin pentru piața de internet și pentru utilizatorii de internet din România. Dacă estimăm undeva la 11 milioane de oameni care ar fi potriviți pentru a avea internet, avem undeva la 6-7 milioane de utilizatori de internet, în funcție de adrese, IP-uri, dar să zicem că nu sunt unici, ajungem undeva la 6 milioane, să zicem, de utilizatori aproape sigur pe internet. Dintre toți ăștia, doar 20.000 de conturi de Twitter, ceea ce înseamnă că multe dintre ele sunt, după cum spunea și Olivian, unele dintre ele sunt făcute, s-au făcut contul, s-au postat un singur post și a abandonat contul. Multe conturi sunt făcute, un om are mai mult de 2-3 conturi, că fie lucrează în PR, fie vrea să își susțină propriile discuții ca să pară că discuțiile aia sunt active și tot așa. Ăsta, lucrul ăsta puteți să-l faceți, adică e de făcut ca să vă dezvoltați în zona asta de Twitter. Dar dacă tragem linia așa, eu zic că sunt cam 5-6 mii de utilizatori activi de Twitter, poate mai puțin. Acum, în București, dacă discutăm exclusiv de piața din București, sunt undeva la 2000 și ceva, e făcut o harta tuturor celor care au zis, ok, eu sunt din București. Bine, nu e foarte, foarte exactă, dar ca să aveți o idee de ansamblu, așa, vorbim de un număr de sub 20.000 de conturi. Într-adevăr, relevant și este într-adevăr relevant pentru activitatea voastră, este dacă aveți un cont de Twitter și este activ contul ăla, Google ajută chestia asta și, cum spuneam mai devreme, chiar postează în rezultate, postează thread-uri din Twitter, ceea ce e bine ca să vă găsească în motorul de căutare. Dar altceva, ca să vin în apărarea Twitter-ului, că acum Olivian zice, Twitter, eu nu am treabă cu Twitter, nu scriu, nu știu ce. Există oameni care încearcă să facă public activitatea lor. Cum ar fi? M-am trezit de dimineață. Lucrurile ajung în absurd dacă ne uităm la America. Pentru că acolo chiar e o frenezie așa cu tweet world-ul și tweet sfera și tweet everything, știi? Dacă m-am trezit dimineață, pac, ai scris pe Twitter, după care, acum îmi beau cafea, acum am intrat un pic la baie, am ieșit din baie, m-am spălat pe față, mi-am ras barba, m-am încălzit, am făcut toastul, pac, scrii toate chestiile astea pe Twitter. Ok, ăsta este practic apogeul sau paroxismul, hai să nu facem chiar așa. Acum, e interesant să te țină cineva la curent. Sunt pe autostrada A2, este ceață. Am ajuns la kilometru 56, am văzut un accident. Este polei începând cu kilometru 65. Twitter-ul s-a dezvoltat la un moment dat și pe partea asta de jurnalist, când oamenii plecau și puteau să scrie în mod live, direct, și să toate lucrurile astea să fie luate și preluate de agenții de știri și tot așa. Deci există utilități pe Twitter internațional. În România, la momentul ăsta, comunitate destul de mică. Na, eu mă bucur de 600 de followeri, na, vă invit să fiți followerii mei, să vă faceți conturi și să mă urmăriți ce scriu acolo. Și, într-adevăr, pentru a să vă dezvolta la nivel de companie, trebuie să aveți un cont. PR-ul ține și de conturile astea de Twitter. Din păcate, din câte știu eu, linkurile din Twitter, și aici Olivian cred că trebuie să mă aprob, linkurile din Twitter sunt cu nofollow. Da.
Perfect. Și fiind cu nofollow, valoarea nu e nicio valoare adăugată pentru faptul că vă trimite, nu vă transferă PageRank. Ceea ce, na, e normal, pentru că de ce ar vrea Twitter să transfere PageRank? S-ar face mult spam, asta e ideea, pe de o parte. Și, na, cam asta e despre ce vreau să adaug la Twitter. Eu vă invit să vă uitați vis-a-vis de activitățile altor oameni, ce au mai scris, cum să... ai o descriere mult mai largă a ce reprezintă o persoană, care e activitatea lui dacă citești pe Twitter. Acolo toate lucrurile sunt destul de calde. Hai să vedem ce a mai făcut Ionuț asta sau hai să vedem ce a mai făcut, nu știu, Arhi sau Zoso sau... Bine, ei, mulți dintre ei merg și postează și recomandări. Uite, recomand chestia asta. Acum mai am mai multe utilități, mai multe feluri de a folosi Twitter-ul bine. Sunt joburi care se postează imediat. Imediat, adică pui un hashtag cu jobs sau ceva cu locuri de muncă, nu știu ce, și imediat ai un job postat către toți followerii tăi, care dacă vor să te ajute, băi, uite, caut o persoană pentru content management, pentru nu știu ce site, pac, îl dă retweet, poți să ajungi la un reach, să atingi toată piața de tweet, de tweetosfera, poți să o atingi pentru că ai o cerință de genul ăsta. Ce e interesant să ajungi aproape instant, bine, nu e chiar instant, dar să zicem într-un interval de 24 de ore, să ajungi la 20.000 de oameni scriind o linie de 120 de caractere, 140, da? Deci e interesant pe tema asta. După care mai e o utilitate pe care au văzut-o cei de la Uberview, urmăresc marca. De exemplu, să scrie despre Coca-Cola, să scrie despre Pepsi, să scrie despre P&G, să scrie despre Nestlé sau despre orice. Și urmărești să vezi ce scriu oamenii despre asta. Ce tweetăresc oamenii despre asta, ce dau retweet-uri, că dacă dă retweet înseamnă că sunt interesați mai mulți. Adică cei prima dată să trimite mesaj, după aia dacă dau retweet înseamnă că ei sunt și mai interesați, da? Pentru că arată că au văzut și trimit mai departe. Da? Deci poate să fie făcută ca monitorizarea brandurilor. În campania electorală din care tocmai am ieșit acum, s-a folosit această armă de marketing în activismul politic și activismul și se folosește și în activismul social, comercial. Susținerea, încă o dată, discutăm despre o piață destul de mică, dar dacă mergem un pic mai departe și acum o să dau legătura lui Olivian cu Facebook-ul, există un soi de aplicații care interconectează Yahoo Messenger cu Facebook, cu nu știu dacă, cu Hi5. Da. Vorbesc despre asta. Da. Și atunci, practic, mesajul se întinde și mai departe. Ok. E bine când postați un mesaj pe Twitter, a zis 140 de caractere, să-l faceți la 120. Eu niciodată nu respect regula asta, dar eu știu că e bine. Deci spuneți 120 de caractere, dacă vrea cineva să dea retweet, să poată. I-am făcut zile mare lui Ionuț recent, a trebuit să modifice un mesaj de-al meu care avea 139. Bun. Eu personal am reticențe în folosirea Twitter-ului pentru că mie personal nu mi-aduce avantaje. În schimb, ca și companie, da, ai avantaje și ar trebui să folosești Twitter inclusiv să comunici cu ceilalți, inclusiv să intri în discuții cu ceilalți, inclusiv să răspunzi. Deci Twitter chiar poate fi folosit. Eu credez pentru folosirea Twitter dacă îți serviște unui scop. Dacă scopul tău e să comunici cu alți oameni, Twitter e excelent. Cum măsori? Nu știu. Folosește. Okay. Iar a fi o întrebare interesantă. Cum măsori? Orice, da. Depinde ce urmărești. Dacă urmărești branding, câți valori ai, câte retweet-uri ai. De câte ori se folosește, de câte ori te menționează. Trebuie să ți-ai spus de treaba asta. Adică întotdeauna măsurați. Da? Ok. Discutăm acum despre Facebook. Pe Facebook poți să-ți faci, ai vreo trei variante. Dacă ești o companie și vrei să fii pe Facebook, poți să-ți faci un nume de utilizator, numele companiei. Facebook nu dorește asta în regulile lui și sugestia mea ar fi să nu faceți asta. Eu evit să fac asta. Dar uneori fac. Deci asta e la limită. Pe Facebook e o practică atât de comună încât oarecum nu mai contează ce zice Facebook oficial. Deci, dar nu șterge contul, spre deosebire de miliția Hi5. Vă invit să citiți articolul despre miliția Hi5 după blogul meu. Da. Hi5 șterge conturi. Nu șterge, dar în schimb poți să faci prezentări. Firmă poate să aibă o parte. Da, asta urmează. Okay. Deci, cel mai bine ar fi să faci un grup sau o pagină. Dar poți să-ți faci un cont. Eu am făcut și conturi, am făcut și grupuri și pagini. Pentru SEO al Coffee am grup. Pentru alte conturi am nume de utilizator. Alegeți varianta care vi se pare cel mai ok.
Twitter-ul poate fi sincronizat cu Facebook. Twitter-ul poate fi sincronizat cu Facebook, cu LinkedIn. Twitter-ul poate fi sincronizat cu ea cu Messenger. Când postezi un mesaj pe Twitter, să apare și pe Facebook, să apare și pe la LinkedIn, să apare în lista de mesaje, să apare pe Yahoo Messenger la status. Se apare pe LinkedIn și la status acum. Ok. Se apare și la status. Da. În general, Twitter poate fi de foarte multe lucruri. Poți să pui pe blogul tău să te apară ultimele mesaje. Poți să pui pe site-ul tău să te apară ultimele mesaje. Ai foarte multe opțiuni dacă vrei să pui contul tău de Twitter, să pui și în alte părți. Apoi încearcă să obții cât mai mulți prieteni, cât mai mulți followeri, cât mai mulți fani, cât mai mulți membri ai grupului tău pe Facebook și pe Twitter. Deci, pe Facebook funcționează principiul dacă ai reușit să strângi 1000, după aia pur și simplu aproape orice faci va crește constant. Deci, dacă nu faci lucruri foarte rele sau să îți aduci, să aduci damage imaginii companiei tale, în general, baza ta de utilizatori va crește constant. Tu îmi promovezi contul tău de Facebook. Poți să pui widget pe blog sau poți să pui un widget pe site-ul tău. Poți să ai o campanie dedicată de link building. Pentru a crește popularitatea contului tău de Facebook, poți să faci o campanie, hai să strângem utilizatori și followeri pe Facebook. Apoi poți să pui niște reclame pe Facebook către pagina ta. Deci, alți utilizatori ai Facebook-ului se vadă, uite, eu am un grup de companie, eu am o pagină, devine un fanul meu. De asemenea, e bine să pui link-ul în semnătură la e-mail, e bine să pui link-ul în semnătură la alte rețele sociale, poți să pui și pe site link către contul tău de Facebook. Vrei să adaugi ceva la Facebook? Da, ideea este că iar îți creează o imagine completă a activității, ai poți să adaugi poze, practic, nu mai da, ai mă, că vorbesc suficient de tare, lasă că mă aud. Poți să-ți creezi o imagine foarte completă a companiei. Cauți acolo, poți să adaugi poze, poți să adaugi video. La un moment dat, era o alternativă, nu-i bine să zicem că e alternativă, dar chiar să oferea ca alternativă. N-ai bani să-ți faci un site la momentul ăsta, când demarezi activitatea, dar nu vrei să investești într-un site, cu toate că site-ul are beneficiile lui, dar nu vrei să-ți faci un site sau nu vrei să începi lucrurile, vrei să demarezi un proiect test, nu știu, un proiect pilot, vrei să lansezi un nou produs. Poți să începi să-ți faci un cont de Facebook în care prezinți activitatea din perspectiva acelui produs, pui filmuleți cu cum fac oamenii treaba, nu știu, ai o firmă de curățenie, vrei să începi o afacere în curățenie industrială, să zicem, nu, curățenie, da? Menaj. Și te apuci să faci și zici, ok, dar nu vreau să investesc 1000 de euro într-un site ca lumea, nu vreau să fac reclamă pe Google, nu vreau să folosesc nimic să promovez neapărat, da, nu țin diploma, zic, nu vreau să-mi fac site-ul, da? Bun, și atunci îmi fac un cont de Facebook în care îmi uploadez poze, îmi uploadez video, pun articole, scriu, vorbesc despre activitatea pe care o fac, fac o descriere a activității, fac un fanpage, fac un multe lucruri pe care pot să le fac pe platforma Facebook, care mă ajută pe mine mai târziu să îmi construiesc în jurul business-ului, îmi dezvolt comunitatea. Pot să mă promovez în interiorul Facebook-ului acum, de altă parte, cu costuri destul de mici, prin reclamele care sunt integrate în Facebook, dar prin platforma lor proprie, sau prin alte... Așa. Deci... Păi nu știu, deci dacă bagi câteva sute de euro, în loc să-i bagi într-un site, deci bagi, să zicem, ai 1000 de euro tot bugetul pe care vrei să-l bagi pentru proiectul ăsta, da? Și ai două variante. Fii iei 500, că-l găsești pe cineva pe care îl știi și îți faci un site de prezentare. Sau că bagi 1000 și găsești o firmă care îți face un site ca lumea de prezentare. Cu posibilitatea de a comenta și de a discuta pe anumite teme, da? Sau 1000 de euro aia pe care iei, îi ții în buzunar, îi dai 102 la cineva care știe să-ți facă, sau te apuci tu și înveți și îți faci un cont de Facebook pentru început, îți dezvolți, bagi content în contul ăla de Facebook și acei 800-900 care ți-au rămas, da? Îi bagi în promovare pentru contul ăla de Facebook, pentru acel tip de activitate. Eu văd asta mai relevantă pentru dezvoltarea unui business, pentru startup, pentru un anumit produs pe care vrei să-l lansezi, un anumit business. Acum merge și la nivel de business, de startup, merge și la nivel de lansare de produs nou. Merge doar pentru un produs, zicem că în compania ta trebuie să lansezi un produs iar și nu vrei să-i faci să-l integrezi în site, că după cum știți, și în vânzări și așa, nu e single selling proposition, single selling page și tot așa. Da? Și în loc să faci mini site, un mini site separat, da?
îl dezvolți în Facebook, îți faci acolo în jurul tău comunitate și promovezi acel produs unitar. Există numai informații despre produsul ăla, oamenii pot să adauge comentarii, poate să adauge rating-uri, poate să scrie despre o grămadă, poate să-ți dea testimoniale, tu poți să abladezi testimoniale cu video, poți să pui poze despre produs din multe feluri, adică practic ai tot ce ai nevoie cu această platformă. Te poți folosi de ea. Persoane care n-au nici măcar un cont de Facebook. De asta încercam puțin să discutăm despre nu e nimic. Look beyond the horizon. Oricum, Ionuț, ce vă spune este... Spune foarte bine, dar haideți să... Olivia, hai să prezentăm. Da, scuzați-mă. Dar sper că vă e de folos. Ok, pe LinkedIn. Ai mai multe metode dacă ești o companie. Cele două metode care sunt mai multe ar fi să-ți faci cont de utilizator ca și companie sau să-ți faci un grup. Sugestia mea ar fi să nu faceți cont de companie ca și utilizator. Deci utilizatorii să fie Ionescu Ion, George Alexandru și Ion Popescu. Deci ăștia să fie utilizatori, să fie nume de persoane. Dacă îți faci o companie ca și utilizator, există posibilitatea ca LinkedIn să te șteargă. Deci, LinkedIn ți-l șterge. Da? Am mai întâlnit. Gazuri te mai lasă uneori, dar sugestia mea ar fi să nu faceți asta, faceți un grup. Ulterior trebuie să promovați grupul respectiv. Deci dacă faci un grup pe LinkedIn, cumva n-ai niciun utilizator, îți apare în profilul tău, dacă tu ești membru al grupului care crea grupul, îți apare pe profilul tău. Și cam ăsta e singurul mod în care utilizatorii pot afla despre grupul tău. Pentru asta trebuie să-ți promovezi grupul. Ai o listă de contacte pe LinkedIn, poți să le recomand tuturor. Sau persoanele selectate. Uite, am creat grupul acesta, consider că ție ți s-ar potrivi, intră pe grupul respectiv. Asta e o metodă de promovare. O altă metodă de promovare pe LinkedIn a grupului tău ar fi să le ceri persoanelor din lista ta de conexiuni să promoveze la rândul lor, grupul respectiv. Da? Deci, nu promovezi doar tu grupul, ci le ceri și altora să te ajute să promovezi grupul. LinkedIn oricum este un pic mai special față de Facebook și Twitter. Și un pic mai scump la nivel de promovare. Mult mai scump. E oarecum de nișă, așa spuneam asta. Poți să pui un link pe site-ul tău către pagina, grupul tău de către LinkedIn. Poți să ai și ca metodă de promovare inclusiv asta. Sau poți să promovezi grupul tău pe alte grupuri. Scuză-mă puțin. Sunt curioasă. Câți dintre voi aveți folosiți un cont pe LinkedIn? Aveți și utilizați în... Cred că poți să treci mai departe. Ce poți să postezi pe un grup LinkedIn? Dacă ai un eveniment la companie tale, ai o secțiune specială pentru evenimente. Poți să-l postezi inclusiv pe grup. Dacă ai știri, ai o secțiune pentru știri sau anunțuri, o secțiune pentru anunțe. E bine să postezi și lucruri relevante pentru utilizatori. Adică postezi evenimente, postezi anunțuri, postezi comunicat de presă. Dar e bine să postezi pe LinkedIn lucruri de valoare pentru utilizatorul tău. Poți să pornești discuții. Da? Ai o secțiune de discuții. Poți să postezi joburi, da. Ai o secțiune de discuții, poți să întreții o relație cu membrii grupului tău. Întrebi lucruri relevante, discuți pe tema respectivă și afli feedback de la comunitatea ta. Ok. De ce ai folosit în general rețelele sociale? Dar înainte de asta, Ionuț, ai ceva despre LinkedIn? Da, putem să adăugăm pe LinkedIn că există un sistem de promovare stand-alone al rețelei sociale, prin care poți să adaugi anunțuri și să targetezi direct un anumit grup foarte, foarte specific. Adică poți să spui vârsta, poți să spui tipul de activitate prestată și poți să afișezi reclamă doar la persoanele dedicate. Așa e, Marius? Nu merge în România. Nu merge pentru România. Da, nu merge în România deocamdată, dar există această posibilitate. Și costurile la momentul ăsta estimate pentru sunt destul de mari, în jur de 3 dolari începe licitația undeva de acolo, 3 dolari pe click sau 3 dolari pe 1000 de afișe. Ceea ce e destul de scump pentru dacă nu monetizezi foarte bine business, dacă nu ai un produs care e destul de care are o marjă de profit suficient de mare să acopere toată cheltuiala ta pentru a genera un client online. Cam atât. Nu știu, ce mai e LinkedIn, e bine pentru ca să, e bine să-l ai. Nu știu cât sunt pe LinkedIn în România, dar e suficient de, e ok să ai o rețea de oameni care sunt în rețeaua ta, e practic o rețea de business. Cine, acolo e
prezentată activitatea ta, pe partea de companie e bine să-ți faci o listă de discuții, dar să participi activ, să întreții discuțiile aia. Dacă pur și simplu ai un grup de discuții și nu e activ acolo, na, iar e bine să-l activezi, să-l ții activ, să-l faci activ, să-l promovezi și să, na, cam asta. Da, dar LinkedIn e ceva mai greu din punctul meu de vedere să-l susții, pentru că nu poți să scrii, adică nu e așa friendly, e mai professional, adică dacă discuți ceva mai, așa îl văd eu cel puțin, ceva mai tehnic, acolo nu poți să vorbești despre, nu știu, preferințe de flori, nu știu, adică îl văd un pic mai special LinkedIn. Pic mai pretențios. Adică ar putea să vorbească despre SEO, de exemplu, sau despre SEM, dar nu știu dacă s-ar putea vorbi despre coafura preferată. Coafura preferată. Na, nu știu dacă, adică n-ar merge, n-ar fi potrivit. Dar dacă poate cineva are un salon de coafură și vrea să se promoveze acolo, zic, uite, hai să facem un grup pe Facebook, pe LinkedIn, să zicem, care este coafura ta preferată, și una din întrebările grupului. Coafura ta preferată de business. Da, da, nu prea, chiar dacă ai dau așa cum, nu văd ceva care s-ar potrivi pe zona asta. Ce vreau să spun e că contează topicul discuției, e mai formal asta. Da, mai formal, mai asta e. Discuție business to business, asta e ideea și asta și targetul lor, asta fac. LinkedIn vrea să fie un CV mai informal. Cât poți să faci din informal un CV, nu prea poți să faci foarte informal, deci cam asta e LinkedIn. De ce ai folosit rețelele sociale ca și companie? În primul rând e bine să folosești pentru branding. Ești acolo, auzi lumea de tine. Ăsta e un motiv foarte important. Utilizatorii tăi sunt pe rețelele sociale, nu sunt neapărat pe site-ul tău. Dacă vrei să atingi, utilizatorii care sunt pe rețelele sociale, trebuie să intri tu pe ei. Contează mai puțin parte de LinkedIn, o mare parte din rețelele sociale au no follow, adică link-urile nu ajută foarte mult la SEO, ajută pentru trafic. Iarăși branding, vizibilitate, ești cunoscut. V-aș recomanda, ca și companie, dacă vrei să te promovezi, poți să folosești inclusiv rețele sociale, cum sunt YouTube, să pui clipuri. Ajută foarte mult la SEO. Dacă scrii la Google un cuvânt cheie și ai un clip video cu cuvântul acela cheie, e poate posibil să ajungi în top. Și e un mesaj mult mai ușor de transmis. Dacă ai un clip video, îl transmiți cu tot altul mesaj decât dacă ai... YouTube e ok. Iarăși merg foarte ok și imagine la Flickr. Ai imaginea Flickr, te dai un titlu relevant și poți să fie indexate și ele destul de bine. Ok. High five. N-ai zis nimic de high five. Da, da. N-am zis nimic de high five. Cine folosește high five? Wow. High five este cea mai folosită rețea socială din România. Nu mai mă filma. Bine, hai, filmează. Da. Da. Vârsta utilizatorului. Vrei să targetezi 13-18 ani? Da. Da, scuze-mă, deci îmi pare rău că ai această percepție despre high five. High five nu mai am ultimele cifre, le-am în cap Neogen acum cu 2 milioane de conturi active. Marius, știi tu care-i high five? 2 milioane jumate de high five activ? Da, deci 2 milioane jumate de utilizatori activi pe high five e... Eu zic că e destul de mult. Eu totuși n-aș face campanie de high five, pentru că știu că oamenii nu cumpără și sunt... Este un pic cam greu să spui nu cumpăr. Dacă vrei să vinzi, ok, poate nu te adresezi lor, dar poate faci o campanie multi-step și în primul rând tu vrei să faci o bază de date. Cine are acum 15 ani, peste 3 ani o să-și facă petrecere. De exemplu, majorat și o să poate fi clientul tău dacă ai restaurant. Deci să începi de acolo. De exemplu, Procter & Gamble a avut la un moment dat un scop să revitalizeze un anumit brand. Revitalizare înseamnă, practic, să atingă un target mai tânăr de consumatori. Pentru că, da, în mentalul lor spuneau că deja au ating un target, s-a îmbătrânit. Și vreau să ating un target mai tânăr. Iar consumatorii de brand sunt mai mult cei tineri decât cei care au putere de cumpărare. Adică consumatorul de brand Coca-Cola este mai degrabă unul tânăr, da? În targetul specific High Five sau în targetul specific blogurilor Diversity Cafe, Rimmel.ro sau Filmetar.com, da? Decât un target mai bătrân, care ar fi mai puternic consumator sau transformabil în lead-uri pentru nu știu ce produs sau serviciu. Deci eu așa văd situația. Da, uite,
pot să spun experiența personală, până la 20 și până în facultate aveam 3-4 conturi pe i5, după care unul mi l-au șters, unul l-am închis eu și am trecut pe Facebook, pe LinkedIn, pe ceva mai mult. Și mă gândesc că asta este și situația. Nu e o evoluție. Da. Nu este la nivel evoluție, pentru că sunt 500.000 de conturi pe Facebook. Și dacă ar fi o zonă de evoluție, sunt 2 milioane de oameni care sunt în școală la momentul ăsta. Astea, după ultimele statistice, era CEE, nu știu care, Institutul ăla European de Statistică, spunea că sunt cam 2 milioane, au fost 2 milioane și ceva de oameni care sunt în școală la momentul ăsta. Da? Deci, cum? Eurostat, da. Deci avem 2 milioane și ceva de oameni care sunt în școală și 6-7 milioane de utilizatori pe internet, ok? Și atunci, raționamentul ar fi că după ce termină școala, ei ar trebui să fie pe Facebook. Lucru care nu e așa, pentru că pe Facebook sunt 500.000. Cum se întâmplă? Cei care termină școala, deci din aia 2 milioane, să pierd 1,5 milioane care pleacă după rețele sociale, nu mai e pe nicio rețea socială, nu? Și rămân numai 500, după cum ai spus tu, nu? Poate High Five-ul împiedică să termină școala. Păi nu poți să... Poți să analizezi câți utilizatori sunt și cât sunt rețele sociale ca să-i targetezi. Nu putem, noi suntem mult prea mici ca indivizi să raportăm la noi și să interpretăm rezultate. Nu, nu am zis că este o statistică relevantă, ai zis cazul meu în sine și mă gândesc că poate se aplică mai mult. Da. Eu am o propunere.